Acesta este noul Ford Mustang Mach-1, încă o ediție specială a muscle car-ului american. Cu ce este atât de spectaculoasă? Păi, în primul rând, face referire la ediția specială Mach-1 introdusă în anul 1969. Avem un pachet aerodinamic nou care sporește apăsarea cu 22% și avem aceste prize de aer incluse în grila față, care ne aduc aminte tot de Mustang Mach-1. Și mai avem și extensia asta a spoilerului. Pe capot avem aceste două prize de aer și avem acest vinil care se află în lista de accesorii și vine cu inscripția numelui aici. Mașina beneficiază de jante de 19 inci în standard. Sunt copiate după cele ale modelului din 1969. În spatele jantelor avem etrieri Brembo cu 6 pistonașe și discuri de 38 de centimetri. Iar aici, pe lateral, bineînțeles că avem inscripția Mach-1. Privit din spate, Ford Mustang Mach-1 vine cu un difuzor de aer preluat de la versiunea GT500 și evacuarea cu 4 țevi vine tot de la GT500, însă a fost ușor modificată. Țevile astea au un diametru de 4,5 inci, sunt uriașe. Apoi avem partea asta lucioasă aici pe care apare logo-ul Mach-1, nu există logo-ul Ford, iar deasupra portbagajului avem acest eleron. Pragurile poartă și ele inscripția Mach-1. Apoi avem o tapiserie care ne aduce aminte de cea a vechiului model. Și cum face asta? Prin linia asta albă simplă, care este identică cu cea de pe vechiul model. Pe planșa de bord avem și inscripția asta Mach-1, precum și numărul șasiului. Așa arată motorul de 460 de cai putere preluat de la Ford Mustang Bullitt. Mașina poate fi comandată cu această transmisie automată cu 10 rapoarte, dar și cu o transmisie manuală cu 6 rapoarte. Prețul lui Ford Mustang Mach-1 în România pornește de la 59.000 de euro. De banii ăștia, clienții primesc foarte multe